Trăim de aproape o jumătate de an sub teroarea pandemiei, dar s-ar putea ca în jur să ne pândească pericole chiar mai mari. Bineînțeles, ne dorim cu toții să trăim într-o societate sănătoasă, dar o societate sănătoasă nu înseamnă o societate care nu se mai confruntă cu pandemii sau care și-a rezolvat problema cu virusurile. O societate sănătoasă se referă la multe alte lucruri. De exemplu, trebuie să ținem cont de echilibrul societății, de coeziunea societății. De toate aceste lucruri considerăm că trebuie să vorbim astăzi în rubrica noastră Arena Sănătății. Pentru că, așa cum am spus chiar de la începutul acestei rubrici, vrem să vedem împreună cum putem fi sănătoși într-o societate sănătoasă. Și dacă vorbim de societate sănătoasă, trebuie să vedem că, de fapt, în ultimii ani, dacă am vrut să vedem, am văzut că au existat semnale care arătau că lucrurile mocnesc, că lucrurile stau să explodeze și să ducă într-o direcție pe care încă nu o cunoaștem, dar trebuie să analizăm lucrurile cât mai degrabă ca să putem să construim până la urmă acea societate sănătoasă pe care ne-o dorim, ca să vedem încotro se îndreaptă lucrurile și să încercăm să le conducem și noi astfel încât să ajungem acolo unde ne dorim. Trebuie să analizăm toate aceste lucruri, să vedem încotro duc, în ce se prefac toate aceste semnale de alarmă care vedem că se transformă sub ochii noștri în adevărate explozii. De exemplu, din 25 mai, de când a murit George Floyd din timpul arestării sale, până astăzi am asistat la o multitudine de explozii, de explozii sociale, care ne-au șocat pe toți. Bineînțeles, orice deces este o tragedie și cu atât mai mult este șocant un deces care a avut loc în urma acțiunii violente și nejustificat violente a unui polițist în timpul acțiunii sale. Trebuie să spunem, bineînțeles, că nimeni nu este perfect, că nicio societate nu este perfectă și așa mai departe. Dar trebuie să înțelegem foarte clar niște lucruri dincolo de aceste slogane. Peste tot în lume și în toate timpurile au apărut și apar situații care trebuie clar rezolvate în justiție. Sunt sisteme care în mod cert trebuie reformate, iar opinia publică are rolul de atenționare atunci când aceste sisteme care trebuie reformate nu se reformează la timp, atunci când măsurile coercitive care trebuie luate nu se iau la timp, iar decesul unei persoane care are loc violent și ca urmare a acțiunilor nejustificate a organelor statului poate să reprezinte o scânteie cu consecințe greu de controlat. Și dacă stăm să ne amintim, în istorie, asemenea decese chiar au dus la adevărate explozii sociale. Din păcate, în lumea noastră nord-atlantică, pe care ne place să ne o imaginăm guvernată de statul de drept și de valorile care se subscriu Declarației Universale a Drepturilor Omului, subzistă foarte multe contradicții. Dacă stăm să ne gândim puțin, ne dăm seama că toate aceste contradicții sunt legate de existența unor grupuri compacte de oameni care au tradiții diferite, valori diferite și care au un nivel de trai diferit de cel pe care ne-am așteptat noi să-l aibă. Pentru că, dacă stăm să ne gândim puțin, în acest context ar trebui gândite și judecate și toate aceste probleme referitoare la comunitățile de afroamericani. Pentru că doar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-a abolit sclavia și, de fapt, doar în a doua jumătate a secolului 20 se poate vorbi de o egalitate a drepturilor. Este vorba totuși doar de câteva decenii, ceea ce este foarte puțin. La fel, în Franța există nenumărate contradicții și conflicte, chiar armate, în jurul comunităților maghrebiene și
și în alte locuri din lume. Și există contradicții și conflicte nu numai între anumite grupări și stat, ci și între asemenea grupări între ele. De exemplu, zilele trecute, la Dijon, în Franța, au fost foarte multe conflicte între comunitatea cecenă și comunitatea maghrebiană și lucrurile nu au putut fi calmate, nu au putut fi liniștite până când nu au intervenit cei doi imami ai acestor două comunități. După această reuniune de pace, organizată de reprezentanții celor două comunități, reprezentantul cecen spunea: noi, cecenii, avem această tradiție, ne mobilizăm pentru unul de-a nostru, nu suportăm ca unul de-a nostru să fie nedreptățit și intervenim noi, comunitatea, mult mai degrabă decât să apelăm la justiție, de exemplu, pentru că aceasta este tradiția noastră, dar aceasta nu este doar tradiția comunității cecene, aceasta este și tradiția comunității maghrebiene și, ca să fim sinceri, este până la urmă și tradiția comunităților rome, pentru că știm foarte clar toate știrile care apar referitoare la asemenea conflicte care apar din când în când, numai că aceste conflicte din când în când pot să devină mult mai mari. Atenție însă, toate aceste confruntări, toate aceste conflicte pot să fie preluate, ca să spunem așa, și direcționate în funcție de cine știe ce interese, în funcție de cine știe ce mize. Așadar, lucrurile sunt destul de complicate. De exemplu, zilele trecute, în Viena, a existat o confruntare între comunitatea turcă și polițiștii vienezi și, imediat, s-a ajuns la o tensiune diplomatică între Austria și Turcia, pentru că lucrurile au căpătat și o încărcătură politică. Deci, trebuie să vedem lucrurile în întreaga lor încrengătură pentru a le putea înțelege și pentru a putea înțelege, de fapt, cu adevărat toate aceste pericole și pentru a putea fi conștienți de unde pot să ducă toate aceste scântei. Nu odată, în Statele Unite ale Americii, excesul de forță al poliției în confruntarea cu diferite persoane afroamericane a dus la adevărate confruntări de stradă, la adevărate bătălii de stradă și era normal până la urmă ca și decesul lui George Floyd, care a avut loc sub genunchiul unui polițist în 25 mai, să genereze conflicte, să genereze conflicte puternice și trebuie să ne gândim că acum, în această perioadă, toată omenirea, inclusiv Statele Unite ale Americii, sunt sub teroarea pandemiei și aici ne confruntăm și cu frica de moarte și cu frica zilei de mâine și cu o prăbușire economică foarte gravă și cu șomaj și cu o degradare din ce în ce mai gravă a nivelului de trai, cu o criză pe care nu știu timp să ne-o imaginăm, nu putem să ne-o imaginăm, pentru că nimeni nu poate să spună cât va dura și cum va evolua. Așadar, în acest moment, lucrurile sunt mult mai grave decât altă dată, mult mai grave decât în alți ani, pentru că, să fim serioși, această criză economică va scădea nivelul de trai și poate să ducă la dispariția multor companii mici și mijlocii și așadar cu toții suntem foarte stresați pentru că această criză va scădea clar nivelul de trai pentru foarte multă lume și va agrava situația celor defavorizați, iar multe companii mici și mijlocii riscă falimentul și în tot acest timp vedem cum marile companii câștigă milioane sau chiar miliarde de dolari și atunci toate aceste discrepanțe nu au cum să nu ne șocheze și în plus atunci, într-un asemenea context, toate aceste scântei de fapt nu au cum să nu se transforme în adevărate explozii. Pentru că în societate oricând mocnesc nemulțumiri aproape. Noi trebuie să le vedem și să le corectăm din timp. Și dacă nu, în asemenea momente, toate aceste nemulțumiri din societate explodează și pot să măture totul în cale, așa cum face un tsunami cu valuri imense. Și toate aceste explozii nu știm ce ne aduc. Pot să ne aducă progresul sau dimpotrivă. Inițial este greu să ne dăm seama. Vedem mai apoi ce ne aduc aceste explozii. Dar trebuie să nu uităm că aceste explozii
pot să fie preluate, pot să fie coordonate și nu știi exact cine și cum reușește să preia o asemenea mișcare, reușește să influențeze o asemenea mișcare, să o coordoneze și să-i imprime un anumit conținut politico-cultural, să-i imprime o anumită direcție de schimbare a lumii, pentru că noi, până la urmă, prin toate aceste explozii, asistăm, de fapt, la o schimbare a lumii și decesul lui George Floyd, în mod cert, reprezintă o scânteie cu implicații majore, nu numai pe moment, ci și pe termen mediu și pe termen lung, pentru că vedem cu toții ce se întâmplă. În foarte multe orașe din America au loc demonstrații, au loc și abuzuri, au loc și jafuri și câte și mai câte. Vedem cu toții ce se întâmplă, fie pe rețelele de socializare, fie în mass media tradițională și suntem uimiți, suntem șocați. Vedem cum demonstranții pur și simplu au ocupat anumite cartiere din anumite orașe americane și au declarat că acolo poliția nu are cum să intre. Vedem în același timp civili cu arma în mână care nu fac parte din conflict, dar care se plimbă cu arma în mână în fața propriilor magazine, în fața propriilor restaurante să și le protejeze. Se pare că au existat apoi chiar și diferite conflicte și anumiți civili au trebuit să-și apere propria locuință și propria familie cu arma în mână. Au fost și acuze de viol, multe acuze din toate părțile. Încă lucrurile sunt departe de a se fi terminat, dar așa încet, încet, iluzia că ar putea exista un paradis în care poliția nu și-ar mai găsi rostul și locul începe să dispară. Însă demonstrațiile continuă și nimeni nu știe să spună când își va intra viața în cursul ei normal, pentru că nimeni nu știe să spună când și cum se vor termina toate aceste lucruri. E drept, așa ceva nu se întâmplă pentru prima dată. Au fost în mod curent în Statele Unite ale Americii asemenea explozii. De exemplu, în 1992, în Los Angeles, au fost mișcări de amploare când afroamericanul Rodney King, aflat sub influența alcoolului, s-a opus acțiunii poliției californiene și polițiștii au acționat cu o violență excesivă și nejustificată. În plus, la foarte scurt timp după aceea, o tânără afroamericană a fost ucisă, iar comunitatea afroamericană a reacționat, de fapt, la acțiunile din justiție, care au fost considerate foarte blânde. De exemplu, ucigașul acelei fete afroamericane a fost condamnat doar la 5 ani sub probațiune. Era vorba de un corean Sun Ja-du, iar trei din cei patru ofițeri de poliție implicați în cazul Rodney King au fost achitați și atunci populația afroamericană pur și simplu a explodat și atunci au trebuit să intervină pe lângă polițiști și Garda Națională și agenți FBI și au fost într-adevăr niște mișcări foarte violente care s-au extins și în San Francisco. Și au fost niște mișcări foarte violente atunci în 1992, dar demonstrațiile de astăzi sunt cu totul altceva, pentru că demonstrațiile de astăzi nu sunt demonstrațiile comunităților de afroamericani, nu sunt demonstrațiile comunităților din care făceau parte indivizii care au fost personajele acelor tragedii. Demonstrațiile de astăzi sunt susținute și de restul populației și, în mod paradoxal, și de unii politicieni. Și în plus, aceste demonstrații din Statele Unite ale Americii vedem cum se răspândesc și în alte state, trec de granițele Statelor Unite ale Americii și încep să capete forma unei lupte politice și culturale. Și ar trebui să spunem, totuși, că aceste demonstrații pașnice, în marea lor majoritate, trebuie discutate totuși și în contextul pandemiei, pentru că nu trebuie să uităm de pandemie. Și după asemenea demonstrații cu atât de mulți oameni, era normal să apară explozii ale numărului de îmbolnăviri de COVID-19. Așa că în Statele Unite ale Americii asistăm zilnic la peste 50.000 de îmbolnăviri noi. Și în state precum Florida, California, Texas, sunt peste 10.000 de cazuri noi pe zi. Dar
toate aceste lucruri sunt explicabile pentru că, așa cum spuneam, au avut loc demonstrații imense cu un număr impresionant de oameni care nu aveau cum să nu ducă la asemenea explozii de îmbolnăviri. Dar, dincolo de analiza acestor demonstrații în timpul pandemiei și de corelarea cu numărul foarte mare de îmbolnăviri actualmente din Statele Unite ale Americii, trebuie să vorbim de faptul că aceste demonstrații sunt susținute de politicieni, sunt susținute de mediile universitare, sunt susținute de mass media și de populație în ansamblul ei. Și toate aceste lucruri trebuie analizate. Trebuie analizate și trebuie să spunem că, de fapt, aceste demonstrații par a se îndrepta nu atât asupra bunurilor materiale, nu asupra anumitor discrepanțe, să le spunem, diferențe materiale, financiare, cât poate mai ales împotriva istoriei, să spunem așa. Și tocmai de aceea am asistat la nenumărate statui care au fost dărâmate și așa mai departe. Deci aceste demonstrații au un caracter aparte și toate aceste demonstrații trebuie să le analizăm ținând cont foarte clar că ele își propun o schimbare a valorilor, de fapt. Își propun să aducă schimbări majore la nivelul societății în ansamblul ei, la nivelul politicii, la nivelul ideologiei. Așadar, avem multe de discutat în rubricile noastre Arena Sănătății, pentru că, așa cum spuneam de la bun început, ne dorim cu toții să trăim într-o societate sănătoasă, într-o societate cât mai sănătoasă. Însă, trebuie să vedem pe parcurs cum ajungem să trăim într-o societate sănătoasă. Noi vă mulțumim tare, tare mult și, așa cum știți, vă așteptăm pe accmediachannel.ro, pe pagina noastră de Facebook și pe canalul nostru de YouTube ca să urmăriți emisiuni de sănătate pentru oameni sănătoși într-o societate sănătoasă.